Această emisiune este realizată în coproducție cu Telenews. Bună seara, bine v-am regăsit. Invitatul zilei este Toader Balologu, fost ministru al culturii, actualmente deputat, candidat pentru un nou mandat în sectorul 2 din București. Toader Balologu, am o primă, trebuie să rezolvăm instantaneu ceva, ce facem, ne tutuim pentru că ne cunoaștem de o viață sau ca să dăm o aparență reală de seriozitate acestui dialog, vorbim cu dumneavoastră. E o cazuistică complicată. Mie nu-mi place tutuiala la televizor și sunt multe persoane cu care mă tutuiesc în privat, dar la televizor ne spunem dumneavoastră. În cazul nostru e prea de tot să o ținem cu dumneavoastră. Bun. Ar râde toată lumea, începând cu familiile noastre. Începând cu familiile noastre, care au niște legături vechi, deci pe asta trebuie să o spunem. Nu va fi, bineînțeles, pentru că ne cunoaștem de mult, un interviu complezent, deci nu am nici cea mică intenție să te ajut. Vreau însă să descoperim, ca și cu ceilalți invitați ai emisiunii, cine e spatele personajului public. Deci, prima figură impusă este autoportretul. Cine este Toader Balologu? E greu autoportretul, mai cu seamă că există un decalaj între imaginea publică și realitatea profundă pe care o știm cei care cunosc mai bine un anume personaj public. Bine, asta e cazul peste tot. La tine însă acest decalaj este uriaș. Nu știu dacă e uriaș. Cât se poate de real că sunt un om binevoitor, moderat, politicos, curtenitor. Nu sunt un om partizan, nu un spirit partizan, nu sunt un fanatic, așa cum sunt atâția alți politicieni. Lucrurile astea sunt cât se poate de adevărate. Însă, pe de altă parte, e și dimensiunea de umor. Lumea mă percepe foarte mult prin această trăsătură. Și cei care mă plac și cei care nu mă plac. Cei care mă plac îmi spun bine că e un om cu umor decontractat, care nu e îndârjit și îmbufnat și veninos ca ceilalți. Alții îmi spun, vă mai arde să glumiți când uite ce rău o ducem. Aici, sigur, am moștenit de la tata. Și știi bine, asta o anumită filozofie Balologu, a umorului care primează. Da? Chiar în închisoare continua să râdă, să glumească și asta e un lucru care ne unește. Dar mai e un alt aspect, umorul este și o măsură de protecție în multe situații și uneori recurge la umor pentru a marca o diferență. Și sunt unii oameni care pot citi printre rânduri că anumite glume pe care le-am făcut, de fapt, exprima o diferență care, dacă s-ar fi exprimat mai abrupt, ar fi făcut poate un efect mai puțin potabil, să zic așa. Pe de altă parte, și aici vreau să ajung, eu știu și cei care mă știu de aproape, știu că sunt foarte muncitor, foarte extrem de riguros în tot ce fac. Lucrurile astea se văd, cei care au lucrat cu mine știu, dar îmi dau seama că în imaginea publică primează cealaltă dimensiune de umor, de contractare, moderație, care e cât se poate de reală, dar sunt, pe de altă parte, un grand bosseur, cum spun francezii, un mare muncitor, un om care totul a făcut prin forțe proprii, imaginea falsă și complet imbecilă de fisa, papa, e cu totul fals. De altă parte, numele de Beizadea, dacă e să ne referim la ce înseamnă, îl revendic. Da, sunt un fiu de prinț în sensul ăsta. Dacă e să luăm etimologic exact ce înseamnă. Dar e vorba de o trivializare a titlurilor nobiliare. Numim Beizadele tot felul de haimanale și baroni tot felul de mafioți. E în același registru, de fapt. Însă, tot ce am realizat cu adevărat important, lucrurile la care țin foarte mult, cariera mea universitară, toate astea sunt pe muncă
Și asta cred că mă caracterizează înainte de orice, o anumită seriozitate în fața vieții, bine ascunsă de umor. Cam asta cred că în două cuvinte ar trebui spus. Această emisiune este realizată în coproducție cu Telenews.